Alex a rămas alături de mine în studio pentru că a filmat un interviu absolut impresionant alături de Catinka Roman, pe care, deși o cunosc de foarte mulți ani, n-am auzit-o niciodată vorbind atât de deschis despre problemele care o macină. Cu tine s-a deschis. Exact, bine te-am regăsit. Să știi că a fost un dialog care m-a făcut să mă gândesc ceva timp la cât de imprevizibilă este viața da, Teo. Da. Și spun asta pentru că în ultimul an Catinka Roman a preferat să stea departe de ochii presei și de evenimentele mondene. Asta pentru că viața ei s-a schimbat la 180 de grade. O știam pe Catinka mereu cu zâmbetul pe buze și tot timpul mi-a dat impresia că atunci când simțea că nu mai poate, mai poate totuși puțin. Însă după ce am întâlnit-o, am rămas surprins de problemele pe care le-a avut. Și dacă moartea tatălui ei i-a dat prezentul peste cap, oamenii din jurul ei au tot judecat-o ani buni pentru deciziile pe care le-a luat. Acest lucru a făcut-o pe vedetă să-și restrângă cercul de prieteni și să fie mai atentă la cei din jurul ei. Veți asculta un interviu în care Catinka vorbește despre lupta pe care a dus-o cu depresia, insomniile și anxietatea. Am avut probleme cu mama de sănătate, ceva probleme de sănătate cu Calina, după care a intervenit evenimentul cu moartea tatălui. A avut un an pe care, dacă ar putea, l-ar șterge de tot din mintea ei. Un an care a lăsat urme adânci în sufletul Catinkei Roman. Am avut depresie, am avut insomnii, stări de anxietate. Cu toate acestea, Catinka încearcă să fie puternică. La fel a făcut și atunci când tatăl ei era încă în viață, dar... Părerea mea este că simțea ceva, pentru că în ultimele luni mi s-a părut așa un pic mai apatic. În ochii Catinkei se citește tristețea atunci când vorbește despre părintele ei. El avea niște probleme cu inima din cauza nefuncționării inimii la cotele care trebuie, au început să-i cedeze organele. Tata a vrut să fie incinerat. Așa, și să nu fie nimeni, să fiu doar eu și așa, numai că toată lumea, toți prietenii lui au vrut să vină pentru un ultim adio. Catinkei însă parcă nu-i vine să creadă nici azi că tatăl ei nu mai este. A lăsat un gol destul de mare. Adică și acum, după aproape o lună, mă trezesc că îmi caut telefonul să-l sun. La capitolul sănătate, nici mama ei, Mioara Roman, nu stă prea bine. Catinka a stat cu sufletul la gură în momentul în care femeia care i-a dat viață era pe masa de operație. Iar faptul că e departe de ea, o macină și mai tare. Mama a avut tot felul de probleme, așa, care au culminat cu o operație la șold. Destul de dificilă. Da. Acum este într-un centru de recuperare la Snagov, unde face kineto și alte proceduri. Nici Calina, fiica ei, nu a fost prea bine. Făcea atacuri de panică. A avut și ea o perioadă mai dubioasă. Nu știu, la asta mai mult în casă. Cred că și pandemia și faptul că a avut un incident la o locuință unde a stat, cred că de acolo i s-a declanșat atacurile de panică. Însă, cu tot cu aceste suișuri și coborâșuri, Catinka spune că viața e frumoasă, iar când vine vorba despre stilul ei, cu care se mândrește și pe care l-a adoptat în ultimii ani... Te consideră o femeie nonconformistă? Da. Din toate punctele de vedere? Cred că un pic prea nonconformistă pentru societatea noastră. Și aici te referi doar la tatuaje sau pur și simplu la stilul de viață? Nu, la stilul de viață, la tatuaje, la multe. Mă gândeam să mai fac unul, dar aș vrea să mi-l desenez eu. Deci trebuie să găsesc să-mi găsesc starea. Starea perfectă care să o ajute să-și deseneze tatuajul perfect, pe care să nu-l regrete, așa cum regretă anumite decizii pe care le-a luat de-a lungul vieții. Am făcut multe greșeli. Sunt un om imperfect, ca toată lumea. Foarte, foarte multe greșeli în viață. Nu am rămas în Franța. Acum îmi pare rău. M-am grăbit un pic cu alegerea meseriei.
ce ți-ar fi plăcut? Cred că mi-ar fi plăcut să fiu medic. Din păcate, unele decizii au adus multe critici pentru că oamenii au judecat-o aspru. Faptul că am făcut un copil atunci cu necăsătorită, cu un bărbat mult mai tânăr decât mine, a fost considerat ceva atroce. Acum e super cool. Ai fost judecată? Fii... Da, da. Și uneori Catinca se simte judecată și acum. Viața ei amoroasă a fost și încă este un subiect de discuție pe lista răutăcioșilor. Dar odată cu trecerea anilor și cu experiența de viață, Catinca a încercat să înțeleagă mai bine de ce nu au funcționat lucrurile pe plan sentimental. Probabil că m-a marcat inconștient și faptul că ei mi-au divorțat. Așa... faptul că... Ți-a aplicat de abandon, cumva? Da, cu siguranță. Poate pur și simplu nici nu mi-am găsit partenerul care trebuia. Acum, serios, nu-i scrie nicăieri că... Trebuie să fie trebuie neapărat, da, sau că trebuie neapărat să-l găsești. Și ar mai fi ceva. Ceva ce pe Catinca o amuză. Uite, pe bărbații de vârsta mea, cred că îi sperii un pic. Mi se pare că sunt foarte excentrică, știi, cu tatuajele mele, cu ieșit în oraș cu prietenii mei care sunt artiști excentrici. Iar cu niște bărbați mult mai tineri e utopic să crezi că poți face o relație pe termen lung.